Punerea pe gânduri, emisiune realizată de RFI și Dilema Veche. Este ora 19:18. Bună seara, ascultați RFI. Emisiunea se cheamă, după cum ați auzit, Punerea pe gânduri. În studio vă urează bun găsit ca în fiecare seară de joi, cu puține excepții când nu e pe aici, Laurențiu Colintineanu. Facem emisiunea alături de colegii, partenerii și prietenii noștri de la Dilema Veche, reprezentați în această seară de Luiza Vasiliu. Bună seara, Luiza. Bună seara, Laurențiu. Îți mulțumesc că ești din nou alături de noi. Înainte să vă prezint și ceilalți invitați care ni s-au alăturat la masa roșie în această seară, dincolo de geamul studioului în care mă situez eu, trebuie să vă spun că revista Dilema Veche este joi, a apărut în această dimineață la chioșcurile de ziare, nu mai găsiți, nu vă panicați, intrați pe dilemaveche.ro. Laurențiu, stai puțin, da. Să te întrerup. Sper că o mai găsesc, pentru că e ultimul număr care apare cu un film din colecția Fellini, Otto e mezzo. Așa că dacă l-au ratat, totuși să mai caute pe la chioșcuri, s-ar putea să mai prindă niște filme cu niște reviste. Je, din experiență că suntem la RFI, Je spune că nu mai găsiți la ora la care noi transmitem emisiunea în direct. Asta, mă rog, dacă s-au făcut mai multe cu CD-uri, spune-ne dacă a fost un tiraj mai mare ca să se ducă lumea să le mai găsească. De obicei, pentru Dilema Veche trebuie să aveți pile la chioșcurile de ziare ca să vă țină domnul, doamna care le vinde. Repet, dacă nu, dilemaveche.ro. Intrați acolo, cele mai multe articole sunt la liber, așa cum se spune frumos în limba română nouă. Celelalte sunt în spatele unei bariere care presupune un oarecare abonament, nu tocmai mare, dar nu-i nimica, conținutul merită și, bineînțeles, nici meseria aceasta nu se finanțează cu aer. Alături de noi, în această seară, o bună parte a asociației Funky Citizens. Este un ONG care a fost citat în multe prilejuri, în presă, ba chiar în, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, și în unele rapoarte oficiale unor instituții internaționale apropo de eforturile lor de, o să spun eu acum în general, asanare pe diferite fronturi a societății românești. Alina Calistru, bună seara, Alina. Bună seara. Cosmin Bojoranu, bună seara, Cosmin. Salut. Înainte de emisiune am convenit că Alina Calistru trebuie prezentată drept fata care știe legile, iar Cosmin Bojoranu este băiatul de la comunicare, de la Funky Citizens. În această seară vă dezvălui tema, după care eu fac o pauză și Luiza Vasiliu vă spune de ce a ales tema. Tema se cheamă Absurd. Este absurdul românesc, este absurdul din România, absurdul din trecut, absurdul din prezent, dar mai multe, apropo de argument, vă spune Luiza și trebuie face și o trecere în revistă așa scurtă a articolelor care se găsesc în dosar. Te rog. Noi la Dilema ne alegem temele într-un mod, nu știu cum să zic, uneori aleatoriu, dar ele sunt împărțite în două categorii. Sunt temele care au oareși care legătură cu realitatea prin care bântuim cu toții în fiecare zi și sunt teme care plutesc într-un fel deasupra capetelor noastre, nu știu cum să zic, din antichitate și până în prezent, niște teme atemporale pe care atunci când tragem puțin aer în piept și, nu știu, facem o pauză de la nebuniile cotidiene, ne permitem să le discutăm în 7 pagini de dosar. Absurdul, evident, e una dintre temele atemporale, dar nu mai puțin actuale. Zici că pe mine mă lovește de nu mă mai văd în fiecare zi. Exact, da, am spus, e actuală, dar e și atemporală în același timp. E una din temele mari ale vieții umane. Trebuia să o vinzi tu ca specială, nu? Exact. Iar ideea mi-a venit acum vreo 2 ani când un profesor de filosofie de la Iași, Ștefana Floroaie, a publicat o carte la Humanitas care se cheamă Privind altfel lumea celor absurde. O carte pe care am citit-o atunci, mi-a plăcut foarte mult pentru că mi s-a părut că nu trebuie să ai neapărat studii de filosofie ca să înțelegi despre ce e vorba acolo. Propunea niște chestii destul de provocatoare și am zis, da, fac tema cu absurdul, am anunțat în redacție, doar că între timp au tot venit subiectele de actualitate despre care îți spuneam. Și m-am tot ocupat de ele până în primăvara anului ăstuia, când am spus gata, a venit vremea pentru absurd. Așadar, evident, e un interviu mare de 2 pagini cu profesorul Ștefana Floroaie. E o serie de articole despre absurdul literar, pentru că mărturisesc că am o pasiune în zona asta și că mă însoțesc frecvent cu Beckett și Harms și alții ca ei.
Sunt articolele legate de prezența absurdului în viețile noastre, de la absurdul în lumea publicității până la absurdul în lumea corporațiilor. Acolo Vlad Tăușan cere un text despre prezentările în PowerPoint pe care îi le solicită clienții, chiar dacă, nu știu, lucrurile se pot spune foarte multe ori, mult mai simplu decât cu un PPT. Despre absurd în legile din România. Și aici prietenii de la Funky Citizens au început să scotocească prin monitorul oficial și să găsească niște propuneri legislative absolut aiuritoare. Cam asta e. Am încercat așa să vedem, ca să-l întindem ca o caracatiță și să vedem unde dăm nas în nas cu absurdul și ce facem când ne întâlnim cu el. În categoria absurdului corporatist, eu aș fi scris dacă eram acolo, dincolo de PPT-uri, și despre absurdul mișcării antivaccin, dar asta este doar o preocupare a mea personală și a câtorva altor persoane din spațiul public. Trecem imediat la legi, pentru că astăzi, după cum spuneam, absurdul ne lovește din plin de fiecare dată. Astăzi puteți să citiți, dacă ați citit presa, despre o inițiativă legislativă care spunea că firmele pot scăpa de pedepsele aplicate de ANAF dacă plătesc amenda sau jumătate din amendă plus de 10 ori contravaloarea amenzii și ia uite cum scăpăm de alte urmări, de ce nu și penale. Ce să vezi însă, propunerea legislativă mai spune și următorul lucru. Cu toate că s-a plătit această sumă de 10 ori, dacă acea firmă câștigă în instanță și își anulează amenda, atunci nu va mai primi suma respectiv înapoi de la stat, pentru că nu e așa, statul trebuie să își completeze vestierile. Asta e doar exemplul cel mai recent de vreo câteva ore a apărut în spațiul mediatic din România, dar am să-i rog pe Alina și Cosmin să ne facă un tur de orizont prin legile pe care ei le-au descoperit a fi bune de încadrat în termenul absurd legislativ în România. Alina, ai cuvântul. Da, genul ăsta de inițiative apar tot timpul. Exemplul tău este doar unul. Chiar mă uitam astăzi pe site-ul Camerei Deputaților și în 2015 sunt înregistrate 401 inițiative legislative. Deci, cu siguranță, printre ele sunt foarte multe care, de fapt, nu răspund neapărat unei nevoi sociale. Ia sau... să vă mai plângeți că nu fac nimic în Parlament. Exact, să vă exact, mai plângeți. Activitate. Și e doar una din camere. Scuză-mă de întrerupere. Nu e nicio problemă. Da, e o super mare activitate și trebuie să cercetăm foarte mult ca să le găsim pe alea cu adevărat suculente, dar e interesant în același timp. Și nu mai spun nimic despre faptul că un proiect de lege ar trebui să conțină anumite lucruri, precum o notă de fundamentare, o expunere de motive, un studiu de impact, cum ar fi pentru inițiativa despre care vorbeai tu. Ori de cele mai multe ori lucrurile astea lipsesc sau oricum sunt complet fără sens. Cosmin, vreau să intervii. Mă gândeam că, până la urmă, ce înseamnă absurd? Bă, scuze dacă am tendința să o duc în zona de filozofie. Când a dat Luiza tema, mă gândeam, măi, absurd, că noi cumva, parcă avem, ne place cumva să ne victimizăm în sensul ăsta, să spunem, vai, România, țara asta, a tuturor posibilităților în sensul negativ. Și atunci, cumva, mi-a fost greu să-mi dau seama ce gen de absurd ar trebui să alegem și mi-am adus aminte că existau pe internet tot felul de, nu știu, postări sau tot felul de chestii de genul ăsta cu, stai că am și un exemplu aici. De exemplu, în Thailanda e legal să ieși din casă fără lenjerie intimă. Ok, ăsta e un anumit gen de absurd, să-i spunem cotidian, mundane. Noi acum nu știu despre ce tip de absurd vrem să vorbim, pentru că, de exemplu, și legea cu migrația primarilor mi se pare destul de absurdă. E ca și cum ai pune PIOA de la lege, până la urmă. Și ai pus. Ai pus, adică nu e ca și cum ai. Nu, ai pus. Da, și totuși, până la urmă, încercând să fac așa o mică investigație, un mic Google search pe tema asta, ok, legi absurde în România, măi, n-ai nimic concludent, că da, asta cumva paradoxal, pentru că cu toții avem această impresie că, vai, ce absurd sunt parlamentarii noștri, dar ok, cauți, ce-ți vine minte? Îți vine Remus Cernea cu delfinii, nu? Da, legea tăcerii. Să tăcem un pic despre asta. Care e legea tăcerii? Mai da. Ar fi bună să o explicăm la radio. Era o propunere legislativă cu un articol unic, era mai mult proof of point cumva, cu primul ministru este statul și parlamentarii n-au voie să facă nimic sau ceva de genul ăsta. Și practic ăsta era singurul articol din lege. Da. Și o propusese cine? Nu mai țin minte cine a propus. Asta e interesant.
Dar oricum, campion, așa, la o mică investigație superficială, să zic, cred că ar fi domnul Funar, nu? Care are tot felul de idei, de parcă ar fi într-o agenție de publicitate, da, că tot vorbeam. Uite, de... chiar mi-a adus aminte un prieten astăzi, după ce a citit articolul, că cândva prin 2006, pe atunci era vicepreședinte al Camerei Deputaților, Miron Mitrea, și a avut o super criză de râs în timp ce Funar își prezenta propunerile legislative, adică o criză din aia... Da. Se pare că până și pentru aleșii noștri uneori par absurde propunerile lor, da. De exemplu, cred că chiar domnul Funar alături de domnul Ioan Ghiș a vrut să inițieze în ce an? 2000? E vorba de legea audiovizualului pe care a vrut să o amendeze. Aia cu știrile pozitive, exact, nu? Exact, exact. Dacă tot suntem așa, cred că te-ar interesa, cred că ți-ar plăcea. Adică știi deja. Te rog, zic numai de bine de acum încolo. Uite, pentru următoarele 10 secunde. Da, era o lege, dacă vă amintiți, doamnelor, domnilor, ascultători, care zicea că, dar nu era să fie numai știri pozitive, era să fie ponderea majoritară sau ceva în genul ăsta, sau o pondere minimă să fie știri pozitive, pentru că nu e așa, ne-am săturat cu toții să auzim de lucrurile care ne deranjează. Dar alte exemple pe care voi le-ați trecut în articol. Mi se pare că era cumva în egală măsură cu cele negative. Da, așa, ceva la genul. Stai un pic până să ajungem la alte chestii pe care am trecut în articol, zic imediat. Mi se pare foarte interesant ce zicea Lina, colega mea, despre aceste argumentări, despre nota de fundamentare, despre studiul impact, dacă e cazul, sau toate documentele care trebuie să însoțească o lege. Ok, eu nu pricep atât de bine la lege, da, am terminat științe politice, dar am înțeles din clasa 5-a, de când făceam la școală, eseul argumentativ, de ce e important DC-ul, ca să spun așa, acel raison d'être, sau cum se zice, că nu știu nici franceză prea bine. Zi pe franceză, dar... zi. Așa. Și e ridicol când citești aleși ăștia, mai ai și tu așteptări de aleși, citești prin expunere de motive formulări de genul: este cunoscut că, se știe că, studiile, nu zic care, arată că. Sau uite, de exemplu, chiar în legea asta audiovizualului, autorii Ghișe și Funar citează o statistică din SUA anilor 1922, deci 22, nu 92, sau o carte despre soldații americani capturați de nord-coreeni. Adică pare că e, na, dacă este doar după astea, nici Wikipedia nu te lasă să intri cu o astfel de chestii. De bază. Au și standard de editare mai, adică... Cred că faptul că tu ești peltic și spui 2 în loc de 9, asta se înțeleagă, da? Dar e de basm, nu înțeleg ce nu vă place, de fapt, și că putem să facem emisiune până mâine dimineață și să vorbim despre toate absurditățile care se întâmplă în România. Nu e fun? Serios acum. Fun. Nu e fun. E fun, nu până e fun când, să râzi. E fun până când nu-ți mai place, până când crești, până când, nu știu, faci 30 de ani, poate vrei și tu o familie, vrei să ai o... vrei să ai viață serioasă și ți-e greu să iei în serios treaba asta. Să e doar fun până la momentul la care se împlântă o astfel de lege. Adică atâta vreme cât e încă în discuție, hai că râdem, dar dacă se și adoptă... Eu cred că e fun până în momentul în care îți cade în cap chestia asta și trebuie să te porți conform legii respective sau, nu știu, sau te prezinți în fața ghișeului și începe, că ghișeul la noi, acum îmi pare rău, dar acum mi-a venit ideea, trebuia să scrie cineva despre ghișeu în spațiu românesc, acest triunghi al bermudelor unde înflorește absurdul, pur este și simplu. Este un spațiu mitic. Da, unde toată lumea începe să se poarte bizar, unde nu se mai respectă niște conveniențe pe care le știi din lumea normală, ești tu, multe hârtii și altcineva care știe alte lucruri decât tine și voi trebuie să vă puneți de acord, dar nu o să vă puneți, pentru că va mai fi nevoie de încă 3 cozi până să ajunge în sfârșit la toate ștampilele sau semnăturile sau căsuțele bine bifate de care ai nevoie. Zicea Cosmin că nu știa la ce absurd mă refeream. Cred că există absurdul ăsta, de fapt există multe tipuri de absurd, ca în viață, că și viața e de mai multe feluri, pentru fiecare fel de viață e cât un fel de absurd. Este absurdul ăla mitic, magic, frumos, ca în Borges, care are o poveste, care are în spate o chestie care te pune pe gânduri și te face să pierzi o zi întreagă uitându-te pe fereastră. Există absurdul rău, care e absurdul ăsta de absurdul care se mănâncă ficații, pur și simplu, care te înghite cu hârtii, cu birocrație, cu aprobări, cu tot felul, genul Kafka. Și mai există absurdul care e un pic o combinație dintre cele două și cred că aici sunt proiectele astea de legi, pentru că atâta vreme cât într-adevăr nu sunt puse în practică, ele nu sunt nocive. Simpla lor exprimare în scris duce mai degrabă către literatură, nu către...
proiecte legislative, limbaj de specialitate și poate fi privit în sensul ăla. Și pe de altă parte, cred că spațiul ăsta al nostru european are în el o anumită apetență pentru situațiile astea la limită între explicarea rațională și partea un pic magică sau bizară a lucrurilor, pentru că nu întâmplător noi, cel puțin, i-am avut și pe Urmuz, și pe Țara, și pe Ionesco, și pe Cioran, care s-au dus toți în... și pe Porumboiu, că a fost sau n-a fost, care practic e un film și despre felul ăsta al nostru cumva absurd de a vedea uneori realitatea și de a ne comporta. Sau moartea domnului Lazărescu, că tot m-ai dus cu gândul la genul ăsta, da, de filme românești care a apărut la un anumit moment. Da. Hai să dăm un pic niște exemple, nu? Cred că toată lumea asta așteaptă până la... Okay. După aia, după ce dai exemple, să-mi explici și de ce moartea domnului Lăzărescu e un film absurd, că asta chiar m-a intrigat. Nu ziceam că e absurd, ci... Da, stai un pic. Bun, hai să începem cu Biblile. Ce zici de Biblie? Vă place Biblia? Pentru că, uite, proiectul de lege 97/2009, privind Biblia în versuri pentru elevii de clasele 2-7, e o, de fapt, o lucrare beletristică, pentru că e în versuri, iată, este o transpunere în versuri a Bibliei. Da, și... iar noi știm că beletristică înseamnă în versuri. E completa iura. E cu ghilimele, lucrare beletristică, așa extras din propunere. Și mai e încă o propunere similară, un pic mai veche, din 2006, cu 3 ani înainte tot se încerca, o Biblie pentru fiecare familie de români. De exemplu, la implementare e foarte interesant că guvernul ar fi trebuit să asigure tipărirea bibliilor și borul distribuția. Iar nu știu, pentru că se detaliază, dar fondurile, stai că la bani îmi place mie, fondurile necesare ar fi venit de la Banca Națională, 10% din profit, Loteria Română 5%, fondul de rezervă al guvernului 5% și, desigur, donații. Desigur. Da, donații 80% iese, nu? Da, cam așa ceva. Da, uite, ca să vin cu un exemplu ceva mai recent de propunere, chiar de foarte recent, e o propunere de deputatul Nini Săpunaru, care vrea să limiteze programul de lucru al hipermarketurilor. Și spune el acolo cum că asta va ajuta oamenii ca duminică, când supermarketurile nu vor mai avea program, să se concentreze pe timp petrecut cu familia, mișcare în aer liber și așa mai departe. Eu susțin. Mi se pare, da, nu? E bine pentru familia supermarketului, că poate în sfârșit se bucure de supermarket duminică. Adevărul e că sunt țări occidentale care au interdicție prin, să zic, sună urât, dar asta este, prin influența sau imixtiunea bisericii, unde duminica este absolut totul închis, poți să, mă rog, nu chiar, pentru că mai funcționează restaurante, baruri și benzinările. Și benzinările, dar în rest poți să mor de foame pe stradă, cum ar veni, sau să vrei să te duci să-ți iei un suc ieftin de undeva, nu reușești pentru că n-ai de unde. Acum, la noi încă nu s-a întâmplat asta, zic încă, pentru că sunt, apropo de propunerea cu Bibliile, mai sunt și alte lucruri apropo de influența bisericii în viața de zi cu zi. Da, chiar acum de curând, dacă pot să fac o mică digresiune față de subiect, am văzut că s-a scandalizat lumea cu acel graffiti din zona Sfântul Gheorghe, o serie de artiști urbani, trei băieți, au pictat ceva cu aprobarea verbală a proprietarului peretelui și a primăriei. Și cu preotul, Sfântul Gheorghe, nu? Da, și preotul de la biserica de lângă s-a super scandalizat că a interpretat el ceva evident masonic, totul a pornit de pe un blog obscur în care au curs sute de comentarii și până la urmă, iată, presiunea bisericii a funcționat și au fost sunați autorii desenului de la primărie, au fost sunați că, băi, ori vi-l ștergem de tot, ori schimbați elementele care supără pe domnul preot. Eu am încercat un pic să ajut pe partea asta legală, că asta ne place nouă, dar din păcate n-au decât acordul verbal, așa că n-avem ce să facem dacă nu există nimic scris. Dar iată că și, na, până la urmă, preotul, vorba unui prieten, trebuia să se bucure că alți oameni, care nu sunt neapărat în parohie, să zic așa, adoptă subiecte bisericești și le promovează astfel. Că oamenii au încercat să facă ceva legat contextual de zonă și Biserica Sfântul Gheorghe e un punct important, mă rog. Și au interpretat că, de fapt, e invers, nu că dragonul omoară pe Sfântul Gheorghe, nu știu, în fine, e păcat. Bine, între noi fie vorba, pentru un desen de genul acesta, în cine a dat acordul verbal? Așa mi s-a spus, am vorbit cu între artiști, că și primăria și proprietarul, dar n-aveau nimic scris. N-aveau nimic scris de la proprietar. Eu mă gândeam că luaseră un acord verbal de la biserică, știi? Nu. Mi s-ar fi părut foarte haios. Printr-o rugăciune, da. În contextul acesta. Revenind. Da, bine, mai zi tu exemple, că revin eu după aia.
Stai că deja am prea multe chestii care mi se bat cap în cap. Bun, clar, am zis, domnul Funar cred că iese în top, o să facem un top. De fapt, cred că ar fi moment bun să anunț că o să continuăm acest articol. Serial. Da, facem o serie. Ne-am dat seama că avem de unde și o să începem să luăm la publicat Monitor Oficial, pentru că chiar trebuie să te uiți în detalii cu lupa în fiecare lege, că nu... Și dacă îmi dai voie, da, înseamnă că în fiecare lună, în ultima săptămână din lună, veți găsi în Dilema Veche un articol despre legi absurde și legi absurde făcut de Funky Citizens. Asta e copilul rubricii de pe ultima pagină? Cu ochii între... Sora mai mică a rubricii cu ochii între 14. Da, sau fratele mai mare. Sau fratele mai mare, da. My big brother. Te rog, Cosmin. Mai dau două, trei exemple și după aceea o să rog pe Alina. Poate ne zice un pic care-i treaba cu legile astea și de câte tipuri sunt legea. Că știu că sunt legi, sunt ordine, sunt, nu vorbim doar despre legi, deci și cât de greu se adoptă o lege, poate e necesar, nu știu. Ok, avem o chestie care se cheamă propunerea legislativă pentru liniștea românilor și a României. Ceea ce sună bine, ai zice că e ceva de... Vrei să-ți închid microfonul? Să mă liniștesc un pic, sunt cam neliniștit. Această lege. De fapt, ea nu se referea la liniștea la care se referă asociația de proprietari când interzice, nu știu, zgomotul după ora 22, dar era o lege foarte xenofobă și era făcută de Funar și era, de fapt, că UDMR e super rău și n-au voie să aibă nimic, practic. Deci asta, așa ne liniștim noi, fără UDMR, fără maghiari. Interesting. Da. Dar te rog eu frumos, nu putem să vorbim de inițiative absurde fără să aducem aminte de inițiativa cu etichetele de la haine. Ia zi. Care ar fi trebuit să fie mai moi, pentru că toată lumea știe că, este cunoscut că și studiile arată că... Argumentele etichetele irefutabile. Zgârie. Prin urmare, producătorii ar trebui să fie obligați să facă etichetele de la haine mai moi. Așadar, dragi ascultători, de câte ori v-ați zgâriat în propria etichetă? Dați în judecată pe producători. Da, da. Săracii producători. Da, eu am impresia că expunerile astea de motive de care pomenea Alina și alte texte însoțitoare ale legii în sine, toate se bazează un fel pe știrile cu cercetătorii britanici. Au descoperit. Exact. Da, eu am o întrebare pentru Alina. Unde ajung expunerile astea de motive? Cine le citește? Că mă gândesc că cineva se tăvălește pe jos de râs odată la câteva zile. Presupun și eu, adică ele sunt acolo pe site-ul Camerei Deputaților, le poate găsi oricine, doar că sunt atât de multe și... Și destul de bine ascunse pe site, că trebuie să ai... Au schimbat site-ul? Am văzut azi că l-au schimbat. Doamne ajută. Da. Să știi că, iarăși, în timp ce făceam cercetarea, am dat peste o propunere mai veche, era inițiată de Adrian Păunescu, care spunea că toate declarațiile și tot ce spune un parlamentar în timpul discursurilor sale ar trebui să fie puse undeva în cazul în care ei vor dori să-și scrie memoriile. Da, nu, pentru asta era important să fie arhivat ca să scrie memoriile, nu neapărat. Adică ca definit internetul sau ce? Era mai de mult, dar mi se sentul de la ea. Iată, pentru că dacă vi se părea că nu facem, de exemplu, destul sport și că suferim, propunerea 96 pe 2009 privind introducerea, ce credeți, șahului ca disciplină obligatorie în școli. Asta era un pic... Nu, voiam să intervin, să vă spun că, mă rog, am citit Gazeta Sporturilor pentru prima oară în ultimii 10 ani, acum, în vacanța de Paști, și am văzut că în China s-a introdus fotbalul în școli ca disciplină obligatorie, dar nu cum ați crede fotbalul de jucat în curte, ci fotbalul de manual. Pentru că China vrea să-și învețe copiii să joace, să știe teoria și, practic, să intervină în forță până la campionatul mondial de, nu știu, de peste 20 de ani, să aibă o echipă care să poată rivaliza cu țările care au deja o tradiție de un secol în... O să aibă o echipă de antrenori, nu de jucători în cazul ăsta. O să fie toți Pep Guardiola. Te dai seama, un miliard de Pep Guardiola? Cum ar fi? Eu oricum admir tenacitatea lor, adică sunt super tare. Și uite, apropo de absurd, asta e foarte interesant, că ce ni se pare nou absurd, altora la alții poate trece sau poate li se pare... Da, ce zice poporul chinez despre asta? Da, ONG-urile de la Chin. Aici intervine ceva și... blogării și ONG-uri sociale. Societatea civilă. Da. Am uitat aici să pomenesc de ceva la început. Ioan Stanomir a scris un text despre absurd în comunism. Și, de fapt, absurdul în regimurile totalitare capătă o semnificație cu totul diferită față de cum e văzut în regimurile democratice. Asta apropo de China care... Mm-hmm. Da, pentru ei absolut normal. Guvernul hotărăște asta, e copiii, pionierii, sunt masă de manevră, trebuie, sunt viitorii cetățeni, asta contează, asta e absolut...
e absolut firesc, și practic absurdă se transformă în ceva firesc. Lucrurile cele mai îngrozitoare uneori, nu mă refer acum la fotbal sau la, la exemplu cu fotbalul, dar de multe ori măsurile cele mai înfiorătoare în statul respectiv sunt livrate cu eticheta normalității, cu eticheta moale a normalității. Da, pe de altă parte, pentru că ai adus aminte de articolul domnului Ioan Stanumir, care n-a putut să fie alături de noi în această seară, nu i-a permis programul, dar mă gândeam acum la absurdul în regimurile totalitare. De fapt și de drept, ziceai tu că diferă între regimul totalitar și regimul democratic. Aș încerca să te contrazic cu o idee spontană pe care am născocit-o în timp ce te ascultam pe tine. În regimul totalitar, sursa absurdului, așa cum mă gândesc eu din mica mea experiență în, în acea perioadă, dar din multe alte discuții și lecturi, venea din simplul aleator al faptului. Deci caracterul complet aleatoriu al a orice. Astăzi putea să fie laie, mâine era bălaie și era într-adevăr normal și vândut ca normalitate, așa cum bine spuneai tu. Dacă mă uit la expunerile de motive pe care le pomenea Alina, dacă ascult exemplele pe care le dădea Cosmin, nu sunt generate din fix același caracter aleatoriu? Diferă cu ceva absurdul de dinainte de 89 cu absurdul din ziua de astăzi? Da, cred că de fapt am greșit. Nu absurdul diferă, ci ideea de normalitate. Aia e... E invers, nu? Agri. Mai făcut să-mi schimbă. Da, tocmai am postulat o teoremă prin care am zis că nu s-a schimbat nimic de dinainte de 89 și după. Mă simt foarte vinovat. Mă rog, cel puțin în caracterul, în ideea de absurd am postulat această teoremă. E, până la urmă avem avantajul că, iată, în democrația asta, până la urmă, unele nu trec. Și mai suntem și noi care încercăm să ne opunem, să asanăm, cum frumos ai spus. Îmi plac cuvintele astea. Da, le-am prins. Mai zi, că văd laptopul tău de aici, așa, de la mine, din colivie. Nu, e pentru că am memoria proastă și mă ajutăm. Nu, mă gândeam și la exemplu, cine ai spus că era inițiatorul, Săpunaru? Cu supermarketurile. Uite, eu am trăit asta când am stat și eu mai invest un an, acum vreo 5-6 ani. E destul de mișto, până la urmă, să nu ai oameni în supermarket chiar în fiecare zi. Adică acolo era foarte normal, până la urmă. Adică, apropo și de chinezi și fotbal. Și asta, eu sunt curios, ce naipa mai este absurd pentru român după absurdități imense de tipul, nu știu, Casa Poporului? Alea se uită. Dar se văd în fiecare zi prin București. Da, devin invizibile. Uite, mie mi se pare absurd faptul că, de exemplu, Parlamentul României are sediu acolo. În fine, bine, adică și că Muzeul de Artă Contemporană are sediu acolo. Dar asta e doar părerea mea. Iată, fiecare avem părere. De ce se pare absurd? De ce mi se pare absurd că e Parlamentul acolo? Da. De fapt, nu mi se pare absurd că e Parlamentul acolo, mi se pare absurd modul ineficient în care e folosită măgăoaia, de fapt. Asta mi se pare. Nu, că Parlamentul aici poate fi liniștit acolo, dar nu știu, ce facem cu tot spațiul ăla? Nici măcar nimeni nu pomenește de cartierul care a fost acolo, nu știi nimic din istoria asta. Nu știu, măcar poate puneau toți câinii vagabonzi acolo peste gard, făceau o grădină zoologică. Sunt idei mult mai creative care se pot face cu spațiul. Era să zic că sunt, dar m-am abținut. Așa, mi-am mușcat limba. Dar uite, mai absurd mi se părea să fie Senatul în sediul CC-ului, cum era pe vremuri. Și de mai absurd mi se părea să fie Camera Deputaților în Palatul Patriarhiei. Adică separarea puterilor în stat, la vremea respectivă. Nu că s-ar fi mutat departe în acest moment. Dar dacă e să duc discuția totuși într-o idee mai largă. Noi vreți, nu vreți să ziceți, noi suferim de absurd foarte tare în România și asta se vede și în niște chestii macro, nu numai în chestii care trec. Micile haioșenii pe care voi le-ați pomenit cu eticheta moale, cu ora de liniște, cu așa și pe Nicolae, n-au trecut. Dar trec niște lucruri absolut bizare și aici, într-adevăr, cum putem să tragem concluzia caracterului absurd? Comparăm și noi cu ce se întâmplă la alții care sunt mai departe decât noi. Iată modificările codului fiscal care vin pe bandă rulantă. Iată modificările din toate industriile, apropo de se subvenționează, nu se subvenționează, se tranzacționează, nu se tranzacționează, se face, nu se face, se drege, se nu știu ce. Iată absurditatea modificărilor codului penal, 3 parcă fură în săptămâna aceasta, sau 2 sau 3, da? Tentative de modificare a codului penal. Iată absurditatea faptului că ai un președinte care
tace de acolo de unde locuia pe vremuri cu cuveaua și nu se pronunță pe subiecte de actualitate, deși are toate prerogativele constituționale, doar din dorința de a nu fi ca predecesorul său, adică mă refer la Klaus Iohannis versus Traian Băsescu. Nu vreau să fiu ca el, așa că eu tac când se întâmplă asta. Noroc că mai e câte o ambasadă, două, trei, care mai deschid gura și mai zic că se întâmplă ceva. Cred că dosarul pe care și ideea dosarului ar trebui, Luiza, să o repezi de fiecare dată când îți vine rândul la dosar. O lună jumate, două, așa. Cam asta e frecvența cu care se rotesc dosarele la Dilema Veche între coordonatori. Pe bune, nu crezi că ai avea un subiect absolut inepuizabil de tratat în ideea absurdului care ne afectează viața de zi cu zi și nu numai asta, ci și viitorul? Sunt absolut convinsă că e inepuizabil, dar toate subiectele bune sunt așa. Acum îmi dau seama că poate o capcană, poate de fapt micile astea absurdități sunt la derută să ne facă pe noi să vorbim despre ele în timp ce de fapt marile absurdități sunt acolo și trec. Astea mici drăguțe, așa. Astea mici, de exemplu, stai că mai am una bună pe care n-am zis-o, dar care e și în articol cu propunerea, propunerea 664 pe 2010 privind protecția persoanelor înșelate prin ghicit sau alte mijloace și practici oculte. Asta era cu legea vrăjitoarelor și exact. Nu? Pentru a proteja oamenii naivi, pentru a proteja oamenii naivi dispuși să lase sute și chiar mii de euro în speranța că astfel persoana iubită va reveni în viața lor, copilul li se va însănătoși chiar dacă suferă de o boală incurabilă sau că nu își vor pierde slujba. Am încheiat citatul din expunerea de motive, doamnelor și domnilor, în Parlamentul României, aleși. Da, apropo de ce ziceai de expunerea de motive, asta chiar este o lectură foarte interesantă. Tu ai citit-o? Da. Eu mă duc să-mi iau un ghioc după emisiune. Luiza tot notează chestii în carnețele. De fiecare dată când vine în studio, nu vedeți acum în timpul transmisiei live, vedeți tot timpul a doua zi pe YouTube, că Luiza tot își notează chestii în carnețelul ei și eu tot o întreb la un moment dat către finalul emisiunii, așa, tot o întreb pe Luiza, dar ce ai scris în carnețelul tău acolo? Da, am tot să... Da, exact, da. Fac lista de cumpărături pentru supermarket duminică. Nu se închide. Nu, notasem de pildă că treburile astea absurde cumva se strecoară în declarațiile pe care aleșii și conducătorii noștri le fac în fiecare zi. De pildă, acum câteva zile, ministrul de finanțe a dat chestia aia colosală. Cu pizza. Cu pizza, că dacă vrei să-i dai bacșiș băiatului de la pizza, trebuie să te duci la firma de pizza, să dai, lași banii acolo, să ții bon fiscal. Cum poți să spui așa ceva? Pur și simplu, e dincolo de... Dar cum poți să faci așa ceva? Că el doar a spus ceva ce... Nu, adică... Nu împușcați mesagerul, nu trageți în... Sau, na, oricum, sau e tupeu. Ce condamnă mai mult? Tupeu de a spune asta sau tupeu de a face asta? Nici nu-mi dau seama prea bine. Și apoi, nu știu, tot o chestie de zilele trecute, a fost numit noul președinte al ICR Boroianu. A avut o conferință de presă unde a invitat pe Nicolae Breban, care are, mă rog, peste 80 de ani și o luciditate invers proporțională cu vârsta și care a început la această conferință de presă la numirea unui nou președinte în funcția unei instituții importante de reprezentare culturală a României să toarne pur și simplu un delir verbal și o ură la adresa fostei conduceri, o combinație. Pentru mine lucrurile astea sunt în continuare cumva reprezentarea sau încarnarea, nu știu cum să zic, palpabilă a ceea ce înseamnă absurd, a faptului că în continuare sunt numiți oameni în funcții extrem de importante care nu au nici cea mai mică legătură cu funcția respectivă și nu știu ce să facă, care anulează munca oamenilor dinaintea lor și practic noi facem tot timpul jocul ăla între un pas înainte și doi în spate și tot înaintăm și nu înaintăm. Ăsta e absurdul care mă sperie, mai mult decât cel de ghișeu și cel birocratic și... Da, poate fi absurd inofensiv, poate fi absurd care bate înspre stupid, de exemplu, cum aveam la metrou timpul de... ne-a afișat timpul de când a plecat ultimul metrou. În loc să... Care nu folosește la nimic. În da. Loc să aflu când vine următorul metrou, adică random fact of the day. Da, și de cealaltă parte, și asta mă notasem în carnețel, dacă m-ai întrebat la Orențiu, există un absurd care mi-e extrem de simpatic și e cel care se strecoară în tot felul de întâmplări zilnice, nu știu, când vezi o băbuță cu o pisică pe umăr sau care, nu știu, care citește o scrisoare în mijlocul intersecției. Și ceva care să deregleze total bunul mers al rațiunii obișnuită întotdeauna să dea un sens pentru fiecare gest și fiecare
fiecare acțiune a noastră. Ne-am place foarte mult și de-aia, cumva, în sensul ăsta, se duce discuția cu Ștefana Floroaie de la Iași, care a scris tocmai în volumul de la Humanitas, se cheamă Privind altfel lumea celor absurde, altfel în sensul ăla că uneori absurdul poate să-ți aducă niște lucruri în plus și o perspectivă venită cumva din partea cealaltă, opusă rațiunii, care te poate îmbogăți, lumina, te poate face mai uman, etc., etc. Astea sunt, nu știu cum să spun, cei doi poli ai absurdului, așa cum au apărut cartografiați în dilemă. Dar ne și branduim cu absurdul ăsta până la urmă, cred că ne ajută. Serios. Adică, până la urmă, oamenii sunt plictisiți de atâtea reguli care merg, nu știu, în Germania. Cât să tot stai? Te știi ce, culmea culmilor, că dacă am stat, eram convinsă că o să ne întrebi, acum nu știu dacă aveai pregătit întrebarea asta sau nu, care a fost, nu știu, cea mai absurdă experiență din viața noastră și m-am gândit pe drum înspre RFI, că am venit, eram studentă la Cluj, am venit să-mi iau viză de la Ambasada Germaniei și în fața ghișeului de la Ambasada Germaniei, cu un funcționar german, deși aveam absolut tot ce îmi trebuia, respectiv îi s-a părut pur și simplu, nu știu, că era o chestie genul ăla, mai trebuia să mai dublez, înseamnă o copie de la buletin, dar eu aveam deja o copie, era ceva înfiorător, pur și simplu am început să plâng în Ambasada Germaniei, pentru că am rămas complet blocată, mă dusesem acolo ca în acest templu al rațiunii și al luminii intelectuale și acolo mi s-a întâmplat. Așa că am impresia că nici Germania. Plus că, asta e tot un mic secret al întregii afaceri, că uneori un exces de rațiune duce tot înspre absurd. Ar trebui să tragem o concluzie. Mi-e greu să trag o concluzie la absurd, mi este absolut greu. Nu știu unde el ne face bine. Mă refer acum la viața de zi cu zi, unde el ne face bine, unde el ne poate îmbogăți, după cum povestea Luiza, mai adineauri, și unde, tot cum Luiza spunea mai devreme în emisiune, ne face rău. Asta, ca să nu mai repet partea cu ficații. Suntem probabil într-un tandem și într-un echilibru destul de fragil. Și cred că linia de mijloc, și aici interviul din dosarul Dilemei Vechi probabil va fi, pentru cei care îl vor citi, o bucurie pe de o parte. Mă gândeam așa la luminița de la capătul tunelului, într-o altă expresie extraordinar de faimoasă la noi, că se poate găsi în absolut orice un element de bucurie și un element care să ne pună pe gânduri, pentru că la fel se cheamă emisiunea. Aici punem punct, este ora 8:05. Mâine pe site-ul RFI găsiți înregistrarea video a emisiunii, care va fi postată pe YouTube și apoi trasă la noi pe site. Duminică, în programul RFI, va fi reluarea emisiunii. Trebuie să facem mulțumirile de rigoare. Luiza Vasiliu, Alina Calistru și Cosmin Pojoranu, vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi și cu o nouă ediție a Punerii pe gânduri și, bineînțeles, cu un nou dosar al revistei Dilema Veche. Ne vom auzi săptămâna viitoare. Punerea pe gânduri, emisiune realizată de RFI și Dilema Veche.